Despre o mamă și o fiică vrem să vă povestim în cele ce urmează. Pentru ele, shoppingul e o adevărată provocare. Dacă până acum mama era cea care decidea cum se îmbracă fiica, acum e invers. Așa e cu fetele Ionela și Dulcinea Hâncu. Mersul la shopping mereu îmi dă bătăi de cap, mai ales cu așa o fiică. Chiar dacă nu ambele aveam aceleași gusturi, mereu ne dăm sugestii unui alteia. Uneori, doar uneori. Astăzi am decis să fiu eu stilistul Dulcinei și eu al mamei mele. Adică eu îi voi alege ținuta fiicei mele, care ea totuși încearcă să mă înveți pe mine, dar totuși găină învață-vă unul. Încercăm! Purtam hainele mamei, însă acum, da, pentru că, practic, suntem în aceeași mărime și îmi plac foarte mult, îmi place uneori foarte mult stilul ei. Rochile întotdeauna fac mai feminină o femeie și eu acces pe acest lucru și îmi plac rochile. Și atunci când am un eveniment și trebuie să apar în scenă, cu siguranță voi alege o rochie. O rochie care va fi aleasă foarte minuțios după eveniment, conform stării mele, genericului. Și iată, această rochie aș fi ales-o să vin la voi în platou. Săracă inima mea, săracă inima mea, dar eu să mă dure, hai, hai, inimă, hai, la multe răli mă dai. N-ai mai ales câte ceva, mergem la garderobă. Provocări! Aceasta este ținuta aleasă de mămica mea. Îmi plac foarte mult pantalonii. Bluza e ok. nu-mi prea place culoarea. Iar șubița asta e frumoasă. Dacă sincer să fiu, fiica mea a dat greș cu ținuta. Categoric nu port pulover pe gât primăvara, pantalonii de piele nu așa încălțăminte, dar din tot ce am aici, cred că aș prefera să las pantalonii pentru o pereche de Adidas, pentru o scurtă, o geacă așa mai sport. Să știți că nu contează ținutele pe care le purtăm noi zi de zi, contează că am petrecut timpul frumos alături de fiica mea și alături de voi. Care-i fiica, care-i mama? Cred că aceasta a fost întrebarea și a voastră atunci când ați văzut aceste imagini. Ele sunt pe canapeaua noastră și o salut pe mama Ionela. Salut! Și pe fiica Dulcinea. Salut, fetelor! Salutare. Bine ați venit! Ne bucurăm că ați acceptat provocarea, cu toate că îmi dau seama că pentru mama e o terapie de nervi. Shopping-ul cu copil, deja în această perioadă, în perioada adolescenței. Da, trecerea este mai dificilă, recunoaștem, trecerea de la vârsta copilăriei la adolescență, suntem la preadolescență. Așa. Dar căutăm strategii, tehnici de a o trece mai ușor. Sperăm. Așa, și atunci când noi am văzut niște filmulețe video cu tine cântând, am zis că da, e anume în perioada asta. De ce? Ascultați ce cover face și o să vă dați seama pe cine ascultă noua generație. Off too young to live and die this way. A sunny summer day with so much left to say. Not 21, the age in how to pay. The day you couldn't say, you made me wanna pray. But I think God's fake.
Iată așa, știți cine cântă aceste melodii, este idolul acum a miliarde de tineri și cum ești îmbrăcată fix ca ea. Eu mă tem când tu îți vopsești părul. Te-ai gândit la asta? Billie Eilish, ea aia cu părul și roșcat și verde și azuriu, toate culorile are fata aia pe păr. M-am gândit și... Numai te-ai gândit și te-ai gândit că vine mama pe urmă și nu, nu, nu. A fost o vară în care mi-am vopsit părul verde, însă încă n-a apărut ea în... Aha, nu era la modă. Cu tendința. Da, însă mie mi-a plăcut culoarea, deci... Dar spune cu care a fost metoda de vopsit. A, cu ce v-ați vopsit? Da. M-am vopsit cu hârtie creponată. Atunci, pe zilele alea, mă uitam la tutoriale pe YouTube. Tu erai acasă? Nu, nu eram era la bunica, era la Soroca. Era la bunica, dar a vopsit încă vreo și pe copii. Și pe verișoara mea. Prietena e Mihaela. Prietena mea Mihaela. Te-ți la ceeași fabrică. Da. Eu eram stilistul acolo. O, bunica, când v-a văzut, cred că a pus mâinile în cap. Se apropia școala și nu se ștergea părul. Asta era cel mai grav, da. Dar am rost. Însă mi-a plăcut cum i-a stat, adică... Și poate de încercat. Nu, 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 perioada școlii, nu, nu. Mama, uite, mama e doctor. Da? Da. Da. Dățile trecute când a venit aici la noi, era tot în perioadă, scriu, gata, mușu, apă. Acum, uitați-vă la dânsă, femeie fericită, care, are titlul de doctorand. Doctor. Doctorand am fost pe parcurs cât am, doctor. Cât am desfășurat studiile. Dar acum râd și eu și îmi pare că râd mai mult decât trebuie. Pentru perioada care a stat prea... Nu pot spun supărat, dar am stat mai serioasă. Da. Tot ce ai vrut de la tine, în primul rând, pentru că a fost o testare pentru tine. Da, dar dorințele nu au pus capăt aici. Noi așa suntem oamenii, care când ajungem la un moment când parcă suntem împliniți, parcă mai este ceva. Mai este conferențiarul, mai este postdoctoratul habilitatul, adică este loc. Dar e doctor în? În științe pedagogice. Așa, înseamnă că tu știi cum să educi un copil. Cu toate că asta e greu și asta e un titlu de doctorat pentru, cred că, mulți dintre părinți. Știu teoretic, practic, dar când este vorba de a fi mamă și de a-ți modela singur copilul și să-l faci așa cum spun cărțile, îmi mai trebuie un doctorat și pentru titlul de doctor în mamă, în părinte. Foarte complicat. Da, niciodată nu o să știm dacă am fost sau suntem părinți buni. Dar Corect. Cum tu, iată, fără să te gândești că mama ta e aici, pentru că tu deja ești matură și ai propria ta părere. Ce părere ai despre părinții tăi? Te educă cum trebuie? De mică am fost crescută și de părinți și de bunici. Însă acum că am rămas cu mămica și cu tăticu, evident că a fost o perioadă mai grea de restabilire, să spunem. Însă, ne împăcăm, suntem, cum vedeți, o familie împreună și ne iubim foarte mult. Eu consider că educația dată de părinții mei și împreună cu bunicii a fost... Nu știu dacă... Și continuă. Da, și este încă. Până la atunci bătrâneți. Încă crede-mă, ăsta ai 33 de ani și o să te sună, dar tu n-ai mâncat, tu slăghești. Măi, fată, ia și mănâncă. Da, că... nu m-am spune. Așa? Da, nu, păi, asta zic, când ăsta ai tu proprii tăi copii, la fel o să facă, pentru că știi cum sunt cântecele astea vechi? Mamă, tot timpul mamă rămâne.